major, dezvăluiri cutremurătoare, subiecte incitante, dezbateri obiective, anchete explozive, cei mai importanți oameni ai momentului, imagini șocante, totul într-o singură emisiune. Luis Lazarus Live. Luis Lazarus Live. Doar la Zeus TV. Am revenit, dragi prieteni, iată-ne într-o formulă un pic diferită. Suntem într-o discuție extrem de interesantă. Din păcate, o parte a celor care trebuiau să se confrunte în această emisiune lipsește. În cursul zilei de astăzi am dat mail-uri, am dat telefoane, am trimis faxuri, tot ce a fost omenește posibil, cred că s-a realizat. Din păcate, asociația Accept sau reprezentanții ei nu poate să vină la această emisiune. Nu pot să înțeleg de ce. Cei de la Noua Dreaptă, aici de față, în frunte cu domnul avocat Rapcea, au venit în această seară pentru a ne explica ce s-a întâmplat cu ceva timp în urmă, în momentul în care la Cinema Scala s-a difuzat un film. A fost, de fapt, premiera, nu? Da. Premiera unui film documentar gay. Un film documentar de scurt metraj, câte minute? 50 de minute, așa. Despre homosexuali, practic, acolo cei de la Noua Dreaptă au făcut o echipă și le-au făcut o vizită, dar o să aflăm de la ei ce s-a întâmplat. Invitația așadar ar fi de la stânga la dreapta, domnul avocat Rapcea, pe care tocmai l-am pomenit. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Sau bună seara la miezul nopții. Așa. Apoi Raluca Podea, care vrea să reprezinte aici un punct de vedere diferit, în sensul că ea la un moment dat afirmând că Să nu spun treaba asta. Așa e afirmat într-o emisiune că îți plăcea de o tipă și de asta. Nu-mi plăcea, hai să fim serioși. Și fost cu ea în emisiune, cum rău. Adică? Era urâtă acum. Era. Bă, să vede că e scorpion asta mică. Bă. Da, era urâtă cu poate. Puțin recunosc. Se pupa cu ea și acum nu mai e gata. Așa pot să mă pup cu oricine. Și cu tine, și cu tine, și cu băieți. Serios? Chiar și cu mine? Da. Dar era o fată, totuși. Mă bagă, mai bate. Aceea era o fată. Apoi bate toată ăla care e la reducere. Așa, și doi membri de vază ai asociației. Și cu ei? Noua Dreaptă, cum? Și cu ei? Și unde sunt ceilalți membri? Trebuia să mai vină niște membri. Cine, domne? De la Accept, vrei să zici? Păi, dar tocmai am spus că nu au venit. Acceptul ăsta se pare... De 6 ori. Nu au vrut să vină. Vă rog să vă prezentați. De noi, Cătălin, membru al organizației Noua Dreaptă. Simplu membru sau ai și funcție? Sunt președintele județului Mehedin. Mehedin? Mehedin? Da. De la mine? 60 de kilometri de dumneavoastră. Aha, așa da. Și... Paul Adrian, vicepreședinte filiala București. Aha, am înțeles. Bun. Vă să zic că voi ce v-ați gândit? Cum ați aflat întâi despre filmul cu pricina? Noi suntem cinefili înrăiți și am aflat de acest festival, l-am urmărit și am vrut neapărat să urmărim acest film pentru că am înțeles că suntem și noi ca actori acolo. Au apărut imagini și cu noi. Serios? Da, uite, foarte asta frumos. Asta îmi spui în premieră, n-am știut. Da, au folosit imagine din timpul mașului pentru normalitate. Și am zis să... Au zis să ne vadă live acolo, dacă tot să vedem acolo, și noi premiera. Da, nu trebuiau să vă invite tot. Nu ne-au invitat, din păcate. Nu ne-au invitat, am intrat noi acolo. Bine, chestia de nu avocat o să discute despre imagini și despre alte. Chestia deranjantă pentru noi este următoarea. Totuși ne aflăm în postul Crăciunului. Suntem o țară creștin-ortodoxă, așa cum este și denumirea organizației Forumul Creștin Noua Dreaptă. Dânșii au mai făcut o acțiune de acest gen de Paște.
A, deci s-a văzut că Dumnezeu nu doarme și... Voi suspectați că ei programează în mod strategic aceste acțiuni exact cam da, pentru că se știe, da, se știe destul de bine atitudinea... Credeți că e o sfidare asta? Sau? E în orice caz o sfidare și... Atitudinea comunității homosexuale față de ortodoxie, nu vor, sau de biserica ortodoxă. Toată lumea știe acțiunea ce a făcut domnul Doru Iuga la Castelul Bran, cu Mister Gay în postul Paștelui. S-a văzut destul de bine că Dumnezeu nu bate cu parul și domnul Doru Iuga este unde este. Acum, noi am fost prezenți acolo, acțiunea noastră... Oricum, artistic vorbind, văzând trailerul filmului, nu e de o calitate extraordinară, imagini... Cred că o să le împrumut eu un stativ de ăsta pentru cameră ca să facă un film mai bun data viitoare. În afară de imaginile cu noi, altele mai bune nu cred că am văzut în trailer și în ce am urmărit. Erau cele mai profesionist luate și... Nu, le tremura mâna de poftă, da, când vedeau ce se mâna, întâmplă. Nu știu, era cu omletă. În orice caz, nu știu cine s-ar chinui să vadă 50 de minute un film în care doi băieți își fac omletă, se plimbă prin parc, se țină de mână și se mai pupă din când în când. Foarte interesant, nu știu. Dar durează cam mult, 50 de minute, nu știu, 10 minute poate erau de ajuns. Iar o altă chestie, pentru că la această proiecție, acest proiect al lor a fost sponsorizat de ambasada Franței, a fost prezent și ambasadorul francez Henri Paul, care s-a scandalizat, nu știu, discursul dânsului a fost deci foarte jignitor pentru noi, în primul rând, ca români și ca naționaliști, ca tineri naționaliști români. Adică dânsul a venit pe scenă, ne-a prezentat valorile europene, cum integrăm noi România, că aici există o mentalitate puțin ca retrograd în privința lor. Alte probleme bun, între dar Franța și România domnul nu există. Domnul ambasador francez Henri Paul a uitat că doi soldați români morți în Afganistan au fost batjocoriți de televiziunea franceză. A uitat cum ne-au făcut țigani, cerșetori și tot felul. Deci imaginea României cred că poate fi îmbunătățită în Franța doar cu ajutorul acestor filme despre homosexual. Și cred că și închipuie că suntem un fel de țărișoară din asta, din lumea a treia, și vine aici cu minunatul lor Occident și ne prezintă. E, ar fi cazul să schimbăm o dată imaginea asta, să nu ne mai mângâie atâta pe cap și să spună vai sărăcuții români și le implantăm noi democrația. Că dacă stăm bine să ne gândim, Franța la ora actuală este o colonie franceză, o colonie africană. Și nu cred că vrem să vedem diversitatea la care se referea domnul ambasador, pentru că anul trecut, în 2010, Parisul a luat foc, Londra în 2011 a luat foc și chiar nu ne dorim să vedem așa ceva în țară. Iar discursul acesta, dacă vorbim de drepturile omului și de diversitate, ar trebui să ținem cont și de partea adversă, adică de noi, care nu apreciază astfel de imagini și astfel de propagandă. Și azi am fost bălăcăriți pe toate site-urile, pe toate blogurile, că suntem retrograzi împotriva democrației. Dar democrația, să învețe și domnul Henri Paul, presupune și a asculta partea adversă, adică nu doar o singură parte. Bine, și acum trebuie să înțeleagă totuși că sunt la noi în țară. Și aici ne ghidăm după niște, avem și noi niște legi, nu vine fiecare și face cum vrea el. Adică unul spune într-un fel, altul într-un fel, lasă domne, că sunt români și acceptă orice, că vin de la în alta poartă. Ei, nu este chiar așa. Domnii aceștia trebuie să învețe să ne respecte. Nu suntem nici un popor de cerșetori, nici de țigani, nici de mâncători de lebede, nici de mămăligari lipsiți de curaj. Suntem un popor plin de demnitate, plin de curaj, descendenții unor oameni care au stat cu sabia în mână de la opera lor Frumos Occident. Să ne aducem aminte de Mihai Viteazul, care cum a fost trădat. Deci invazia turcă, da, cam noi am oprit-o înspre ei. Și acum, la ora actuală, nu putem să acceptăm să fim în halul acesta bagiocoriți, să vină un nei ca nimeni cum este acesta, Henri Paul, care, domne, aici este prezentat super domnul, excelența sa. Haideți să fim serioși. Bine, nu? Mai multe țări și Statele Unite au avut
în diplomație au trimis aici ambasadori, tocmai cu scopul acesta, destul de mulți chiar în ultimul timp, de a promova drepturile și libertățile așa numitei minorități homosexuale sau de, că au integrat și alte animale în categoria, sunt LGBT, nu știu, ceva de gen. Să spunem, și ne-au trimis numai homosexuali. Unde? Ambasadori. Serios? Foarte serios. Știam că era unul pe la americani odată, păi, da? Era și... Alții care mai sunt? Ce să facă? Mai sunt. Sunt, da, care caută băieții, sunt, acoperă ăștia scandaluri, uh-huh, în lumea diplomatică tot timpul. Nu, problema care este că pe mine mă miră cum țări cum este Franța sponsorizează prin intermediul astfel de, unor astfel de oameni sau ambasadei filme despre homosexuali în loc să sponsorizeze despre lucruri care sunt cu adevărat valoroase în România. De ce nu sponsorizează despre copii inteligenți sau despre olimpicii care bat orice la nivel european? Nu, aici ne arată numai țiganii și cercetătorii și homosexualii. Pentru asta există bani. În schimb, pentru ăștia românii care au ajuns la NASA sau mai știu eu pe unde lucrează, într-adevăr, nu avem bani. Nu putem să-i prezentăm. Da. Hai să vedem și noi trailerul filmului atât de criticat. Vă mărturisesc faptul că în cursul zilei de astăzi eu am încercat să obțin tot filmul, să-l putem comenta pe larg, împreună și, desigur, și cu asociația Accept. Nu au vrut să ne dea filmul, spunând că filmul ar putea fi, habar n-am, persiflat sau nu știu exact. O colegă de-a mea s-a ocupat cu tot acest dialog în cursul zilei. Cert este că nu avem filmul, așa că o să dăm doar trailerul. Și, sigur, din trailer cineva își va putea face o părere. După aceea comentăm. Haideți să vedem full screen trailer. Iubito, știi că mâine la 8 am examen? Da, știu. Câte după care? La 6? Da. Dacă se închide ușa, acolo rămâi. Vine un tren. Vine? Aveam o cruciuniță la gât, m-a spus? O cruciuniță la gât și una la mână. O fel de brățară și m-a pus să-mi dau brățară jos pentru că sunt murdar pe mâini. În ceea ce fac. De unde știi că Dumnezeu nu mă iubește așa cum sunt? De unde știi că Dumnezeu poate nu mă iubește? Băi, hai să zic eu o chestie. Deci am auzit să cred că și voi știți chestia asta. Biblia este scrisă și interpretată de oameni muritori. Și în primul rând se spune că e un păcat, cum spune și în film, este cu femeia când se căsătorește, când se fute înainte. Face sex înainte să se căsătorească cu un bărbat. Homosexualii să se ducă într-o țară lor. Propunem ca undeva în deșertul libian, în Australia, să li se dea o țară să plece de la noi. E prietenul meu de 4 ani de zile, băi, Alex. Pe mă enervez cu ce ai cerut Digi, dar am număr de 4 ani de zile. De ce? Cum poți să spui că i-ai cerut Digi? Păi nu mai începe cu asta și de ce m-ai ciupit? Și nu așa, că nu iese bine. Păi nu, serios. Păi, dar mișcă-te și tu dacă vrei să filmezi ca lumea. Da. Despre asta este vorba. Foarte interesant că tot trailerul cam jumătate dezbate problema conștiinței și a libertății de religie. Biblia este scrisă tot de oameni. Este un atac nu numai la adresa... Deci nu se vorbește în film despre homosexualitate ca o chestie de alegere și de, știu și eu, așa suntem, acceptați-ne. Nu. Se pune în mod direct problematica religioasă. Și-au dat seama că acești băiețași care au luat-o pe invers au probleme de conștiință și atunci trebuie să-i liniștească. Deci filmul ăsta nu este un film documentar, este un film de propagandă. Este un film care învață pe homosexual sau pe potențialii homosexual ceva.
Și anume, nu trebuie să te temi de Dumnezeu. S-ar putea ca Dumnezeu să te iubească așa cum ești. Nu știm cu siguranță acest lucru. Până la urmă, Biblia e scrisă de oameni. Deci niște idei foarte nocive și care constituie un atentat, un atac direct la morala creștină ortodoxă. Asta este, zic eu, principala problemă pe care un astfel de material ticălos o produce. Și anume faptul că este o propagandă insidioasă, un atac la adresa valorilor noastre creștine. Din păcate, foarte puțini au văzut acest lucru. Mă mir că nu mai avem critici de film reali, oameni, pentru că a fost prezentat acest film în cadrul festivalului Dachino. Și nu înțeleg de ce prin prezența unui ambasador la proiecția filmului se dă o aură de o poleală așa întregului eveniment, care el în sine n-are nicio valoare, nici din punct de vedere artistic, da? Este o filmare brută, probabil lipită, s-ar putea ca peste niște luni de zile, datorită unui scandal, să aflăm și că s-au încasat poate vreun milion de euro pentru 3 minute filmate cu un webcam din asta, da? Cu handicam-ul, iar banii respectivi s-ar fi dus pe lubrifianți. Da, echipa de filmare a trebuit să folosească din greu, că... Da, vă rog, domnule Arcea. Nu, suntem după ora 12 și putem să... Nu, știți de ce vă spun? Pentru că a mai existat un scandal. Ia uite acolo. În a rândul celor de la CEP. Da, este cam același model de steag pe care avem și noi astăzi. Apropo, da. și de acest steag, să vorbim și puțin despre acest steag, astăzi spre un portal al comunității homosexuale, bineînțeles, au făcut un subiect lacrimogen, mai aveau puțin și intrau cu o bombă, au avut materiale pirotehnice, am adus aici să vedeți materialele pirotehnice cu care care s-a intrat în sală. Erau artificii de tort. Deci exact acestea sunt. Da. Materialele care vin la șampanie. Păi da. Da, știți de ce? Pentru la mulți ani. Noi știam că lor le plac lucrurile lungi și cu formă. Păi nu erau de luze groase, domnul Rămân. Deci astea sunt materialele pirotehnice cu care am intrat. Dacă n-ați avut tortul. Da, am vrut să-i sărbătorim. Am crezut că e ceva de bine, dar... Să se vadă mai bine. Deci acestea două sunt materialele pirotehnice care au speriat atât de rău că au spus că mai aveam... Au speriat pe domnul ambasador. Nu le-au văzut fiind atât de sus. Bine, nu știu, mirosul dacă a venit înainte sau după. Le puteți cumpăra de la orice cofetărie, da? Da, nu, la orice este cofetărie tendința, e tendința acestei, mișcări homosexuale reunite sub denumirea Asociației Accept. Este în agenda lor această idee de autovictimizare. Au preluat o tehnică foarte care funcționa foarte bine în Occident, și anume că de fiecare dată când cineva spune ceva chiar de bun simț cu privire la homosexualitate, imediat se victimizează, se văicăresc. Vai, lumea nu ne lasă, nu ne vrea, nu ne iubește. Nu înțelegem de ce nu ne iubește. Noi nu vrem decât să fim noi așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Uite, cadrul ăsta este absolut special când stau ei acolo trântiți și mănâncă. Da. Aici putem să discutăm totuși despre, nu știu, din punctul meu de vedere, o așa zisă cultura morții. Adică se distruge familia tradițională, familia așa cum o cunoaștem, uniunea dintre un bărbat și o femeie. Astăzi vor drepturi, mâine vor vrea adopții, poi mâine căsătorii, răspoi mâine, nu știu ce vor mai avea. Da. Nu, vorbim acum de un film foarte slab, ducem discuția foarte departe, care este nu că avea se face... ce căuta și care e făcut tocmai pentru propagandă, tocmai pentru acest public, dar pentru că eu nu cred că m-aș uita la așa la ceva. La Scala era plin cinematograful? Da, bineînțeles, unii dintre ei chiar ne uitam cu foarte mare atenție ce venise acolo. Adică parcă erau odată un spectacol de freak show, cei mai ciudați oameni adunați la un loc. A fi primul film documentar despre așa ceva nu presupune și valoare. Aș fi de acord cu un documentar făcut foarte, foarte bine și filmat frumos, dar ăsta nu nici documentar, nici film artistic, nici scurtmetraj, nici lungmetraj. Iar în relația dintre doi oameni, nu știu, doi oameni normali, un bărbat și o femeie, e și o intrigă la un moment dat, că apare un copil. În relația dintre doi băieți, nu știu unde e intriga, nu unde e punctul culminant. E absolut sec și fără... E o linie vagă. Așa. Da. Avem o problemă, zic eu, avem o problemă. Totul a fost gândit. În ciuda aparentei, știu și eu, stângăcii și
modul acesta brut de a filma și de a, de a prezenta lucrurile, cred că scenariul totuși a fost atent gândit și este psihologic. În primul rând este vorba de tineri și foarte tineri. Deci segmentul de oameni care îi este adresat acest filmuleț este tineretul, ceea ce este dezastros. Exact, în general, în lumea homosexuală se știe că este un... este un tutore, un inițiator mai în vârstă și un pușturache de genul ăsta. Nu se arată chestia asta ca să nu șocheze. Au pus niște tineri. Da? E, de ce? Ca să treacă peste niște conveniențe sociale. Tocmai de aceea se arată și acest sărut. Acest sărut absolut scabros. Frezele astea de papagali cu care s-au dotat fiecare. Iarăși, cum să spun... Nu prea o să vedeți homosexuali, cel puțin din ce am văzut eu, prin Parcul Operei și pe unde mai umblă ei. Da, umblând la... avocat, umbla și dumneavoastră pe acolo să faceți... La aveam drum spre Casa de Cultură Grigore Prioteasa, unde se țineau diverse activități. Deci, cum să vă spun, a asimila freza pe care și-au tras-o băieții ăștia, foarte mulți tineri sunt tunși așa, la modă. Asta, cam asta este moda printre ei. Înseamnă că îi luăm după tunsoare sau cum? Da, nu, dar încearcă să identifice. Da, Raluca, te rog frumos să te exprimi. Să te exprimi și totuși, noi știind că tu ești o apărătoare a drepturilor minorităților sexuale din alte împrejurări, desigur, pe care nu vreau să le amintesc acum. Nici nu vreau și nici nu doresc. Așa că spune tu, ce au băieții ăștia cu, cu homosexualii? Au ceva anume, crezi? Nimic de altfel, pentru că și eu sunt contra lor. Tocmai. Contra cui? A homosexualilor. Oh, dar ești pro-lesbiene? Ești doar pro-lesbi tu, am înțeles. Homosexualilor și ești pro-lesbi? Mă, eu nu sunt pro-lesbi și nici a homosexualilor. Eu am pupat-o domnișoară, asta nu înseamnă că sunt sau am fost lesbi. Am pupat-o domnișoară. Nu sunt de acord. De te-ai promovat ora, Luca, atunci. Ai că n-am, eu deja eram promovată, să fim serioși. Nu, tu erai promovată. A fost o conveniență, da. Și la un moment dat... Ca să o promovezi pe acea domnișoară. Deci a fost un truc, un fake. Ați făcut un fake de pupat, exact. Nici măcar n-ați simțit nimic. Ce să simți? Păi cum ce să simți? Ce sunt lesbienele, în general, nu? Dacă fac treaba asta, înseamnă că trebuie să simtă ceva, cumva. Eu n-am simțit nimic, am făcut-o cu cea mai mare scârbă. Dar de ce? Că sunt fete cărora le place. Eu am avut o prietenă. Nu, acum hai să nu, de să fapt, nu vedem pe noi. Păi da, dar poate domnul chiar Rapcea era anti-homo și pro-lesbi. Pro-lesbi. Da. Nu, deci eu recunosc că am avut o prietenă care la rând de ei avea o prietenă. Da, așa se întâmplă de cele mai multe ori, da. Da. Evident că am întrebat-o, zic, băi, dar totuși, de ce, cum? Păi știi că noi ne mai facem masaje, ca fetele, zice, tu niciodată nu o să mă poți atinge ca o femeie. Când da. Cred că dormeai. Și ai spus să vină și cum? Cu prietena, sau? Nu, nu, nu. A, nu este. Păi de asta sunt conjurați homosexuali doar de femei frumoase, nu știi că... Mai skinny, așa, mai feminin. Da. Nu, chestiunea este că, revenind la film, asta mă doare, se creează o breșă în, în acest spațiu mediatic și mă aștept ca dacă astăzi vedem un sărut într-o sală de cinematograf între doi băieți, mâine să ne trezim că îl vedem la oră de maximă audiență pe postul de televiziune. Ceea ce este deja un lucru grav, este o... chestiune cu care nu trebuie, nu ar trebui să ne obișnuim. Cred că pe asta s-a și mizat, pe reacția noastră. Am avut de ales între a lăsa acest film să moară în anonimat sau în a atrage atenția asupra lui, să tragem un semnal de alarmă. Am ales să tragem semnalul de alarmă, chiar cu riscul de a demonetiza această poveste, de a-i face publicitate, pentru că încă sperăm că oamenii încă au mințile întregi și înțeleg care este pericolul. Este un pericol real și este posibil ca noi, dacă nu suntem atenți, peste 10, peste 20 de ani, copiii noștri, copiii copiilor noștri, să vină acasă de mână cu un alt băiețaș și să zică, tată, mamă, el e Ion, dați-ne binecuvântarea. Da, da? Sau exact cum a spus și el, cu căsătoria și... sau cu adopția. Deci cum? Acum, da. Să revenim puțin la subiect, îl discutăm puțin mai serios. Ce se întâmplă? Riscăm ca majoritatea să devină minoritate. Pentru că aceste comportamente sunt induse foarte atent. Mai ales prin, și eu sunt tânăr,
bine, n-am prieteni, dar mă rog, am cunoscut, am ieșit și eu prin cluburi, am văzut chestii de acest gen. Este o atitudine relaxantă, un fel de gay friendly, adică să n-avem nimica cu ei, ne pupăm și băieți cu băieți și fete cu fete, hai că în joacă, mâine tot în joacă, ne culcăm împreună, poi mine ne trezim, dar mai bine mi-ar sta mai bine cu prietenul meu decât cu o fată. Ceva de genul. Din cauza aceasta, acum mă refer strict la organizația noastră, la Noua Dreaptă. Suntem prezentați ca un fel de babau al societății, un fel de naziști, fasciști, homofobii, nu. Deci nu sunt, nu e vorba nu de homofobie. Ce înseamnă homofobie. Deci nu suntem homofobi. Noi avem ceva cu ei, cu păcatul care îl promovează. Aici vă vorbesc. Am spus mai devreme, suntem în postul Crăciunului, vă vorbesc din punct de vedere al creștinului ortodox. Noi avem ceva cu păcatul. Nu poate să spună niciun homosexual că a trecut pe lângă un membru al Noii Drepte și a fost bătut. Sau ceva de genul. Să fim serioși. Cum în orice caz, nu s-a prezentat. De altfel, ieri n-am recurs la acte violente, ne-am exprimat părerea, am stat un minut, două și ne-am retras în ordine. Nu am fost dați afară, n-am fost bruscați de nimeni, n-am fost obligați să ieșim, am ieșit pur și simplu în mod ordonat, nu am devastat nimic, nu ne-am bătut cu nimeni, doar am scandat și am plecat. Iar această cultură a morții despre care vorbeam mai devreme, despre care am adus aminte mai devreme, este foarte bine pusă la punct în Occident. Haideți să observăm ce se întâmplă. Paris anul trecut, Gay Parade, 1.200.000 de oameni, Amsterdam orașul lor. Noi nu trebuie să aducem asemenea comportament. Adică să spunem, da, n-avem nimic cu ei. Ok, foarte bine am spus, atâta timp cât fac ceea ce fac în casă, n-are nimeni cu ei. Nu suntem niște scelerați mentali să ne ducem să intrăm peste ei sau să le dăm foc, nu. Dar să nu iasă în stradă. Adică dar să nu ajungem acolo. Dar să nu facă propaganda, asta este deranjat pentru noi. Pentru că ei, ați văzut și dumneavoastră din acest videoclip, uitați chiar acum. Da, ambasadorul imaginea... Franței n-avea altceva de făcut, n-avea alte probleme de rezolvat între cele două țări, între Franța și România. Nu l-am prea văzut pe domnul ambasador atunci când au fost problemele cu criminalitate, destule probleme, cu soldații, cu emisiunile TV când în care ne luau la bășcălie. Și... Săracul ambasador, el nu l-am văzut, l-am văzut ieri foarte interesat de această problemă, pentru care a dat și bani, dar am înțeles că a și sponsorizat această treabă. Nu, tot proiectul chiar a fost n-avea altă, chiar n-avea altă problemă de rezolvat, chiar nu avea altceva de spus decât tot proiectul... să promoveze această film care nici nu e bun măcar, nici nu-mi tot place. Proiectul, deci tot proiectul a fost sponsorizat de ambasada franceză. Iarăși, trebuie să mergem pe... Bine, probabil din nou aceleași lecții de democrație pe care ni le dau francezii, aceleași probleme, că suntem intoleranți, că provenim din altă da, cultură. Bun, dar nu trebuie să le întrebe. Trebuie să le întrebe înainte, domne, ce înseamnă pentru voi intoleranța? Totuși, vorbim despre o țară creștin-ortodoxă în proporție de 90%, da? Această credință ortodoxă, naționalismul, iubirea de patrie, ne-au ținut în viață sute de ani, mii de ani ne-au ținut. Acum se încearcă, nu știu cum să spun, distrugerea tuturor valorilor în ca să se impună niște chestii, exact, să ajungem ca în Occident. Bun, și dacă vom impune aceste valori ale lor aici în România, ce vom face? Vom ajunge ca în anul 2014-2015 să vedem Bucureștiul incendiat? Așa vom ajunge? Haideți să nu ne mai... Pentru că și occidentalii suferă sunt foarte ipocriți. Când vin când vorbesc despre alte țări, păi haideți să mergem acolo să implementăm valorile democrației. Dar când ajung la ei acasă, sunt foarte intoleranți. Eu am fost anul acesta în Olanda. Și nu este chiar așa cum spun toți, este o țară foarte liberă, chiar, da, într-adevăr, este la Amsterdam. Dar în celelalte orașe olandeze, pot să vă spun că nu este chiar o atitudine din asta, domne, tot să se drogheze, tot să fie homosexuali. Să fim serioși. Dar Amsterdam deja... Păi nu că olandezii, deci olandezii spun Amsterdamul nu face parte din Olanda, pentru că este deranjant. Eu am văzut la Amsterdam, era o profesoară, pur și simplu am rămas șocat. Îi plimba prin Red Light District, celebrul cartier de felinare roșii, unde sunt prostituate și și bărbați îmbrăcați în femei de erau tunați când ne-am văzut numai în vitrina am nebunit. Deci erau numai copilași, vă spun sincer, erau numai copilași de 8-9-10 ani
care se plimbau profesoara în față și se uitau la vitrine. Și se uitau la ce erau. Erau unele domnișoare, altele probabil. Da, mergeai în cafenele, în cluburi, în baruri. Și le explica, și copiii erau foarte veseli, profesoara le explica singurul ei, stres era să nu se împrăștie grupa, adică să stea cât mai grupați. Dar noi aveam niciun interes, că se uitau pe acolo, la un moment dat a ieșit o creatură, eu nu pot, nu știu ce să definesc. Bineînțeles, era un bărbat, că se vedea, avea un, ca un fel de slip de piele pe el, normal, cred că se vedea ceva, adică am văzut ceva umflat acolo, mergea așa cu dres, plin de cercei, plin de tatuaje, copiii se uitau mâna el, mai aveau puțin și l-aplaudau. Doamne, dar ce... Nu putem să aducem așa ceva. Aici este discuția. Nu putem să aducem așa ceva în România, asemenea comportamente. Și din păcate asta se întâmplă la ora actuală. Din cauza manipulării, din cauza, o să spun, chiar și a educației românilor. Pentru că mulți nu se informează asupra acestui subiect. Nici în facultăți. Nu putem să mai discutăm despre educație. Nu putem să mai discutăm nici în școli. Eu am terminat facultate. Nu este chiar așa. Da, ce interesant este că tot timpul se aruncă acest stigmat al extremismului, al, spun, diverse titulaturi, neonaziști, fasciști, intoleranți, homofobi, asupra unor organizații care nu au, conform statutului, altă menire decât acesta de a prezerva, de a păstra tradițiile și valorile culturale și morale tradiționale ale românilor. Și în condițiile astea, a fi naționalist în România anul 2011 înseamnă, de fapt, este echivalat cu a fi extremist, cu a fi neonazist. Deci n-am înțeles de unde această pastișă grosolană pe care presa tot timpul o aruncă asupra organizației Noua Dreaptă. Bineînțeles că unii se bucură, de exemplu SRI-ul și alte servicii care stau cu degetul în gură din lipsă de muncă, pentru că România e o țară moartă din punct de vedere al societății civile, se bucură că au pe ce face rapoarte și au pe ce câștiga niște bani, pentru că altfel ar fi desființați dacă n-ar avea, dacă n-ar exista o Nouă Dreaptă care să figureze în rapoartele lor ca fiind extrem de periculoasă, cu caracter profund, fie antisemit, fie antisocial, știu și eu. Dar până în momentul de față nimeni n-a demonstrat că măcar un singur membru al Noii Drepte ar fi vinovat de o faptă cu iz penal care să, într-adevăr, să justifice măsuri sau o supraveghere continuă din partea autorităților. Trebuie să spunem și faptul că polițiștii, care, pentru că au venit niște polițiști, doi dintre ei erau deja în sală. Eu aseară am plecat de la o... Patru polițiști. Așa. Eu aseară am plecat de la o onomastică a cuiva, pentru că am fost sunat că au fost reținuți trei dintre cei 11 membri ai Noii Drepte care au avut bilete la acel film. Păi stai puțin, că asta vroiam eu, dar am divagat puțin și vreau să stabilesc firul împrejurărilor. Cum s-au petrecut cronologic vorbind. Deci voi ați aflat că va avea loc această prezentare de film documentar. De unde ați aflat? De pe internet. Așa. Și se cumpărau bilete sau cum era? Da. Ne-am pus, ne-am cumpărat bilete. Dacă am putut cumpăra bilete, înseamnă că au fost pentru toată lumea. Nu știu de ce s-au stresat atât de mult alți oameni care au zis că nu aveam dreptul să ne cumpărăm bilete. Dacă am putut dacă să era le cumpărăm, un eveniment de ce public, nu aveam voie. Înseamnă discriminare. Deci v-ați cumpărat bilete de la casă, nu? A fost la Scala treaba. La Scala, la cinematograf Scala. Deci v-ați cumpărat bilete și de la ce oră era? De la 9 și de la 21:30. Bine, filmul a început mai târziu, la 9 am intrat în sală. În sală. La 9 ați intrat în sală, da? Da. Când ați intrat în sală, ce ați văzut acolo? Sala plină sau semi? Nu, semi plină. Nu, erau și bărbați și domnișoare și... Deci bărbați, domnișoare. Mai multă lume care venise să vadă minunea de documentar. Da. Și voi erați câți? 11. Noi am fost mai mulți, dar doar 11 am intrat în sală. 11. Da. Și v-ați așezat pe locurile voastre sau nu erau cu locuri? Nu erau cu locuri, ne-am așezat unde în spatele sălii. Unde am putut. Da, bun.
Și s-a făcut o prezentare. Da, domnul ambasador ne-a dat o lecție de democrație la început. Uh-huh. Da, adică să ne învețe cum ar veni, venim noi, elevații, să vă învățăm pe voi, că voi sunteți pe aici niște nei ca nimeni. Moment în care tensiunea în inimile membrilor a crescut. Da, atunci a fost un... Atunci chiar am devenit foarte nervoși, pot să spun, cel puțin eu, când am văzut această atitudine. Adică te urci, am venit aici la România. Dar de unde e ideea asta? Asta mă sâcăie. De unde e ideea la acest domn Henri Paul? Cum că noi am fi un fel de nație din aia care trebuie crescut? Adică ceva... Gen cum te duci în Africa și arăți paharul cu apă. Uite, ținut paharul. Și observație ca să nu... Da, și n-am văzut niciodată paharul. Da. Domnule ambasador Henri Paul, vorbim de o istorie a României de 2000 de ani. Vorbim de un Țuțea. Vorbim de un Paulescu. Da? Să nu îți mai aduc aminte pe Cioran, Eliade, Brâncuș. La care ei au făcut dita mai... Da? Deci nu puteți să vă comportați așa față de România. Și asta este valabil pentru toți. Și englezi, și italieni, și francezi, ce mai vin pe aici. Ne vă comportați față de noi cu demnitate, cu bun simț, cum ne comportăm și noi față de domniile voastre. Dar nu veniți aici să ne dați nouă lecții de democrație și în țară la domniile voastre ne arătați cu degetul de parcă suntem ciumați sau de parcă suntem ruda, nu, săracă, cercetorii aurolacii Europei. Nu, nu suntem aurolacii Europei. Am ajuns aurolacii Europei din cauza unor bișnițari care conduc România de vreo 20 de ani. Care acești bișnițari, acum am mai toți, au intrat pe la lojile masonice, că așa e trendy. Azi ești cu masoneria. De fapt, toți sunt pe la băgați pe acolo. Așa. Și care au mai fost vorbitorii? În afară de ambasador? Nu, a fost decât domnul ambasador și m-a început proiecția. Aha. Când proiecția a început exact de la marșul pentru normalitate din anul 2010, acum de anul trecut, momentul în care am început Marșul vostru. Da, marșul pentru normalitate. Am început să strigăm, am aprins acest periculos material pirotehnic, care, v-am spus, l-am cumpărat de la cofetărie. Probabil că unii dintre ei erau obișnuiți, că mai ies prin clubul și... Bine, vorba noi am mai pregătit câteva surprize, n-am putut să le desfășurăm pe toate, am avut și un mesaj. Pe la ce minut al filmului ați început cu cam imediat, în 20 de secunde am prea început. Prea devreme. Trebuia să ce greșe. Nu, dar n-au mai avut răbdare pentru că deja erau inflamați de discursul de la ambasador. Foarte... Și atmosfera era foarte încărcată, mirosea destul de urât înăuntru. Da, mai nu știm de la ce mirosea, dar chiar mirosea foarte, foarte urât înăuntru. Erau doi domni polițiști în spatele nostru care... Nu știu, dar ar trebui să le mai schimbe spray. Erau doi domni polițiști în spatele nostru care erau undercover, adică undercover la modul ăsta. Deci mai pregătisem și... câteva surprize, dar nu ne-au ieșit chiar toate. Data viitoare... Am adus și bannerul cu noi. Dacă am avut un banner cu București, nu e Sodoma. Vroiam să-i arătăm și domnului ambasador. Dar bănuiesc, nu știu, securitatea care se ocupa de protecția acestuia, nu știu, poate aveam de gând să-i cerem un autograf sau să ne dea o carte despre cum să învățăm democrația, dar altă despre dată creșterea o să și îngrijirea puieților de homosexual. Da. Și altă dată o să organizație noua dreaptă, dacă se poate focaliza pe... Asta a fost steagul neonazist pe care l-am da, avut. Bine, toată lumea se leagă de acest simbol, de această cruce, că este un simbol fascist sau nazist. În primul rând este o mare aberație. Nazist n-are cum să fie fascist nici măcar. Da, într-adevăr, sunt folosite de... Acest simbol este folosit de niște organizații de extremă dreaptă din vestul Europei, care... Și la farmacii, dacă nu avea rotundul ăla... Nu, dar am putea să-i ținem, domnule ambasador, o lecție de istorie, să explicăm ce e fascismul, ce e legionarismul, ce e nazismul, deci ce e național-creștinismul, ce e naționalismul. Dar altă dată când o să avem un dialog și el o să ne spună despre democrație, noi o să putem să-i ținem deci o lecție de istorie o cruce, ca să învețe și o cruce celtică, despre simbolurile noastre, iar acest despre istorie. Simbol, asta în atenția domnilor, bine, domnii de la SRI știu, dar îi fac pe proști. Domnii de la poliție știu. Acolo cam am dubii, ca știi. Domnii de la jandarmerie știu. Dar le-au confiscat un steag de aia. Da, ne-au confiscat un steag, domnilor. Vă rugăm frumos, mergeți în Piața Romană. Păi să vă spun de ce l-au confiscat. Să pierde steagul, să pierde... Stai numai o secundă, să desfințează unitatea. Deci mergeți, domnilor... Al cui este steagul, domnul Rapcea? Să știți că am dat sancțiuni. Mergeți, domnilor, în Piața Romană. Al cărei organizație este steagul? Cum a pierdut steagul, domne? Nu s-a pierdut, noi. Până la urmă vă spun ce a fost. Yeah. Unul am câștigat polițiști... un membru. Da, unul dintre polițiștii care a fost acolo sub acoperire
până la sfârșitul acțiunii de amprentare, luat de declarații și toată povestea, ne-a recunoscut că și el este un simpatizant fervent al mișcării. Vrea să stea acolo, domnule, vrea să-l pună pe perete în spatele lui în birou. Am mai avut un procuror care, la fel, când ne-a chemat pentru o chestie, când ne-am dus la el, omul era cu cămașă verde. Nu, dar înțelegi? Și acest simbol îl puteți vedea în Piața Romană. În mijlocul Pieței Romane puteți vedea această cruce maramureșeană. Noi îl folosim ca simbol identitar românesc. Nu-l folosim ca simbol. Dacă alții l-au luat, nici svastica nu este... Svastica putem să spunem că este imorală, nu ilegală. Pentru că svastica este un simbol de câteva mii de ani. Iar această cruce puteți să mergeți în cimitirele maramureșene. În orice cimitir o să vedeți această cruce, făcută exact așa cum este pe steagul nostru, da? Acum, este simbolul minute, soarelui cercul suprapus peste cruce, nu este. În trei cuvinte aș vrea să explic și diferența asta dintre legionarism, ce reprezintă mișcarea noua dreaptă, forumul creștin noua dreaptă, și neonazism. Neonazismul, în primul rând, este o uriașă manipulare, că fiecare trebuie să existe, în fiecare democrație trebuie să existe un yin și yang, adică să fie și unul mai așa, mai... Orice pădure naționalistă are uscăturile ei, cum să zice. Dar eu aș propune să nu intrăm în amănuntele doctrinare. Un minut vreau să vă spun o fază mai puțin cunoscută. Rudolf Hess, agentul lui Himmler, internat în... Bine, a fost condamnat pe viață și prin 80 și ceva. Bine, s-a sinucis la 90 de ani, sinucis cu ghilimele de rigoare. La vreo 88 de ani, tot așa. Nu primise vizite de la nimeni, de vreo 40 și ceva de ani. Și la un moment dat vine gardianul și spune: domnule Hess, poftiți până afară, aveți o vizită. Foarte mirat, cine mă caută? Niște tineri, admiratori? Într-adevăr, se deschide ușa, apar niște băieți din ăștia pe la vreo 1,90 m, era și în cap, plin de svastici. Au început să strige diferite sloganuri naziste. Se uită Hess la ei, se uită și la gardian și spune gardianul: auzi, te rog frumos, dacă mai mă cheamă asemenea măscărici vreodată, să le spui că am murit. Omul le spune lor: voi, dacă trăiați în perioada naționalist-socialismului, erați primii care ajungeați la Auschwitz. Deci cam asta este diferența. Dar oamenii, bine, sunt oameni pregătiți. V-am spus, pe la băieții aia deștepți din serviciile secrete, ei știu destul de bine despre ce este vorba, dar trebuie să câștige și niște bani din ceva. Și același lucru o să spunem și cu privire la legionarism, pentru că suntem acuzați că suntem legionari. Cu mâna pe inimă recunoaștem că nu am ajuns la nivelul legionarilor. Și nu cred că vom ajunge vreodată în viața asta. Țuțea spunea, zice, legionarii față de oameni obișnuiți aveau o gaură în plus. Gaura de la pistol. Și nu se temeau să o folosească. Deci nu mai există legionari în ziua de astăzi, da? Pentru că dacă existau, se vedea. Da. Și domnul Ion Iliescu nu ajungea în seara asta în bună stare la spital. Și se găsea cine să le execute. Domnul Rarcea, ce spuneți dumneavoastră aici? Ce să spun, domnule? Sunt obligat să intervin. Da, interveniți, o pauză publicitară. Nu, interveniți, pentru că mai am puțin. Sunt unii care mai distrug neamul ăsta și da. Să Raluca, ce părere ai despre toate aceste situații, evoluția intempestivă a evenimentelor la cinema, unde înțeleg că au fost reținuți, nu? O situație foarte neplăcută. Trei persoane au fost reținute și duse la unde? La secția 1 de poliție. La secția 1. Unde au fost amprentate... Felicitate. Da. Am înțeles. S-au făcut proceduri. Și amendate, evident, cu 5 milioane. Deci ați luat amendă. Bani pe care intenționăm să-i luăm înapoi de la domnul ambasador și de la ambasada Franței, ca și drepturi de imagine pentru imaginea pe care le-au folosit cu organizația, da, cu noua dreaptă. Asociația Accept, nu-i luați? Cum? Nu-i luați de la Asociația Accept, că a fost sponsorizată deja? Nu. Vrem ca... domnul ambasador să plătească toți protagoniștii, măcar o dată în viața lui să lusture când o să dea bani și în partea aia altă. Înțelegeți? Da. Nu numai la homosexuali. Ca să mai democrație. Dea și la oamenii normali. Oamenii săraci care n-au bani să... Nu. No. Francezii să dea bani la oamenii săraci? Păi sărăcia este o jignire. Pentru da. Angajații Google investesc în filme cu homosexuali, păi și alții n-au cu ce să se încălzească. Angajații sau Google ce să homosexuali primesc salariu mult mai mare. Da. Chiar au spus, e o politică la Google, Google au și spus. Angajații trebuie să primească cu 15% cei homosexuali din cauza discriminării. Da.
Dar și la celebra asociație accept, se știe destul de bine că unul dintre ei, Pozan, mare gay, mare homosexual, mare apărător, și avea familia acasă. Iar o altă doamnă, tot așa, mare apărătoare a drepturilor, sunt lesbiană, venea, uite, partenera mea, cum mi-am îndrăgostit, și avea doi copii acasă. Și bărbat în toată regulă. Așa am început și eu, dar am luat-o în stânga pe traseu. Cum ai început? Ai, nu mai ți mintesc. Nu, chiar nu mi-amintesc. Să nu aducem subiectul în... Nu vrei să spui. Cu săruturi caste. Să, nu, s-a fost un pupic. Mai lung. Un pupic mic. Și Madonna a făcut gestul. Mi-e rușine, deci nu pot să mă uit la acele filme. Și Madonna a făcut gestul, până la urmă... Da, acolo vorbim de o industrie. Da, dar măcar acolo ea poate și-a luat ceva sau a fost promovată sau nu știu. Păi și aici să ia puțin ruj. Da. Ce ar mai fi de spus în finalul emisiunii noastre? Foarte interesant este că toată povestea a fost inflamată pe site-urile homalăilor la modul următor. Dom'le, dacă veneau cu o bombă, da. Și au fost oameni care au scris în replică: vă mulțumim că ne-ați dat o idee. Înțelegeți? Deci problema care se pune este: ce vor de fapt acești băieți? Vor un zid de care să se dea cu capul, să umple de sânge și să zică: uitați, brutelor, ce ne-ați făcut. Sunteți niște criminali. De asta trebuie să ne acceptați și să ne dați accesul la copiii voștri, să învățăm să fie homosexuali. Pentru că altfel nu putem, ne-am plictisit numai noi între noi. Ne știm fundurile atât de bine unii la alții, încât e o plictiseală groaznică. Deci avem nevoie. Dați-ne acces la copiii voștri, să-i educăm cum vrem noi. Să-i facem pe invers. Asta e problema. Am tradus. Da, și eu m-am enervat. Pe internet. Asta mă ține treaz la asta. Homosexual. Și aici este, mă leg puțin și de responsabilitatea părinților. Pentru că cumpără calculatoare, de laptopuri de ultimă generație, de la 7, 8, 9, 10 ani. Să ia doar acum nivelă, cât mai bune. Și nici măcar nu-i controlează. Adică, măi, de curiozitate, la ce se uită? Și pe urmă ai surpriza că ai 15 ani, ori vine cu vecinul de mână și spun că se iubește, că căsătoresc, sau... Da, normal, nu cred că devine laptopul cum? Aici. E devină creșterea. Nu, laptop, cu... libertatea care și e da, la da, nu, da. Laptopul. Da. Este o ustensilă folositoare. Eu mă refer la libertatea. Libertatea da. Care eu o lași, pentru că nu sunt controlați. Și din cauza asta sunt, știi, destul de bine că internetul abundă de pornografie, iar anul trecut, paradoxal, cel mai cuvânt, păi cel mai căutat... Asta se cere. Da, păi și în România la fel. În România ce se cere? Bianca Drăgușanu și chiloții la vedere, nu? Nu o să ceară nimeni un profesor. Eventual, dacă nu ar avea chiloți, ar fi foarte bine. Da, bine, dar... Tu vezi ceva între e una pe care au supranumit-o ziarele, o tevista fără chiloței. În Radu, sau cum o chiloței? Da, Mădălina Radu. O tevista fără chiloței. Le știi? Deci adică asta vezi? Știu, vezi, e o chestie foarte interesantă. Dacă dai un supranume ideii de a umbla fără desuri în cluburi sau la evenimente mondene, e clar că asta cauți. Adică nu am sesizat încă existența vreunei domnișoare studenta de la Cambridge, știi? Adică da. Asta încă n-am văzut. Dar o tevista fără chiloței, nimfomana, lesbienele, care, care au făcut sex în public la Eros, nu știu ce, chestii de astea sunt foarte... Păi tocmai din cauza aceasta, tocmai din cauza aceasta, v-am spus, în Occident există o cultură a morții, aici există o cultură a lumii interlope, a șmecheriei, a orice, să nu fii om normal, adică om normal. Să ai un comportament de ordinar și cum să te comporți în societate și cum să respecti pe cei de lângă tine. Totul este, vedem pe străzi, tot eu... Ce ne propunem când vom pune mâna pe putere, îi vom educa. Despre ce putere vorbiți, domnul avocat? Despre puterea spirituală. Mă speriaseți deja. Imediat, am avut o trezire așa. Nu de altceva, dar erați a doua persoană care a venit astăzi în direct și îmi spune că face toată lumea vrea să pună avem putere în țara asta. Așa trebuie. Știți care e puterea noastră? Asta... Puterea noastră e femeia, domne. Asta încearcă să se ascundă. Băieții ăștia, homosexuali ăștia, nu știu un lucru. Și l-am mai zis înainte de misiune, v-am spus. Poate că ei, în deznădejdea lor, în agitația asta în care trăiesc, nu s-au uitat la Discovery, la acea emisiune How is Made? Cum e făcut? Da? Cum e făcută femeia? Au
pierdut ora asta la, la școală. Da, au pierdut manualul de utilizare al femeii. Da? Băi, ce butoane are, pe unde trebuie să apăs ca să, să producă niște lucruri, da? Înainte de emisiunea cu bun, și de asta spuneam, chiar ne bucurăm că avem aici două domnișoare în studio. Poate într-o emisiune viitoare explicăm, domnule, este o femeie, da? Un bărbat cu o femeie, da? Bărbat cu bărbat e... Norocosule. Din sală. Norocosule. Dar bărbat cu femeie e bine. Și explicăm de ce e bine. Poate că de asta este nevoie, de mai multă educație, de aia vă spun. Am înțeles. Mulțumim celor de la Noua Dreaptă, domnului avocat Rapcea, Lucrei Podea, pentru prezența la această emisiune. Dragi prieteni, a fost o discuție, din păcate, doar dintr-o singură direcție, dinspre Noua Dreaptă către stânga, dar în stânga nu mai era nimeni, pentru că cei din stânga au plecat puțin de la film direct acasă și n-au mai ajuns prin studio. Erau amețiți de la focurile de artificii. Ca să recapitulez pentru cine n-a înțeles exact ce s-a întâmplat, ambasada Franței a sponsorizat un film documentar despre homosexuali, din care noi am arătat doar trailerul, pentru că nu am putut pune mâna pe tot filmul încă, și unde sunt arătați niște tinerei care să sărută, mă rog, niște bărbați. E cam scârboasă situația, da? Așa, și cum s-au putut cumpăra bilete la acest film, 11 membri ai Fundației Asociației Noua Dreaptă s-au dus acolo și, din păcate, după un discurs destul de vehement la adresa lor și a tuturor celor care propovăduiesc și altceva, s-au dezlănțuit și au fost acuzați că din artificiile de tort ar fi intrat cu materiale pirotehnice și așa mai departe. Drept pentru care trei dintre ei au fost reținuți și duși la poliție, unde noroc că a venit domnul avocat Rapcea, care a rezolvat rapid problema și i-a scos cu câte o amendă de 5 milioane. Pentru ce? Deranjarea cui? Nu știu, dar știți, Franța ar putea să plătească scump amenziile astea, să vă explic cum. Nici măcar deranjarea ordinii publice, pentru că nu era într-un spațiu, era un spațiu privat, cinematograful. Spun că s-ar putea să lansăm un mesaj în care să cerem tinerilor naționaliști din întreaga țară să boicoteze Carrefour-ul sau alte întreprinderi și industrii franceze care există în România, da? Nu mai cumpărăm de la ei, domnule, duceți-vă. Ne mai faceți țigani la o emisiune? Nu mai cumpărăm de la voi. Vă mai bate joc de fotbaliștii noștri pe stadioane? Nu mai cumpărăm de la voi. Îi lovim la buzunare. Pentru că numai așa înțeleg ăștia. Ăștia nu înțeleg decât de bani. Și atunci să se ducă pe coclauri. Cumpărăm de la nezi, de la alții care ne respectă și care știu să ne respecte tradițiile, cultura, istoria. Da. Așadar, sunt soluții și soluții, dragi prieteni. Ne despărțim acum. Revenim mâine, ca de obicei, la orele 21 și acum vă las pe mâna lui Rose și a lui Adi și Jimmy cu revista presei. O altfel de revistă a presei. Veți afla imediat ce a mai scris presa de mâine. Toate cele bune și ne revedem mâine la ora 20. Majori, dezvăluiri cutremurătoare, subiecte incitante, dezbateri obiective, anchete explozive, cei mai importanți oameni ai momentului, imagini șocante, totul într-o singură emisiune. Luis Lazarus Live. Doar la Zeus TV.